cel mai modern sediu al Inspectorat de Poliție Județeană în acest moment din Poliția Română. În continuare, aș dori să remarc foarte bună colaborare și să mulțumesc autorităților publice locale, să mulțumesc domnului prefect, să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean și tuturor factorilor responsabili de la nivel local pentru foarte bună colaborare între Inspectoratul Județean de Poliție Bihor și autoritățile publice locale, o colaborare pe care mi-aș dori eu să fie extinsă la nivel național. De asemenea, și în ultimul rând, aș dori să subliniez și foarte bună colaborare pe care Inspectoratul de Poliție Județeană Bihor o are cu Inspectoratul de Poliție Județeană limitrofe și cu această ocazie doresc să salut prezența în sală a colegilor din Poliția Maghiară. Colaborare foarte bună, deci cum spuneam, nu numai în România și cu polițiile vecine din Uniunea Europeană și din spațiul Schengen, în dorința comună de a reuși să asigurăm toate măsurile pentru ca în momentul în care controlul la frontieră va fi ridicat în martie 2011, să putem să fim împreună și să realizăm acel scut pentru a proteja interesele acelor 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene. Nu vreau decât să subliniez că poate că polițiștii de la Inspectoratul de Poliție a Județului Bihor poate că meritau acest serviciu poate că mai devreme și pe baza rezultatelor constant bune, constant pozitive obținute în ultimii ani. Și de ce nu, aș vrea să subliniez că anul trecut, cu ocazia preevaluării pentru aderarea la spațiul Schengen pe cooperare polițienească internațională, Inspectoratul de Poliție a Județului Bihor a obținut rezultate foarte bune, fiind unul dintre primele inspectorate care au obținut rezultate în acest domeniu extrem de bun. În final, doresc să mulțumesc conducerii Ministerului pentru sprijin acordat. Pentru că fără ajutorul domnului ministru și fără ajutorul conducerii Ministerului, nu reușeam noi, la rândul nostru inspectorat, în general, Poliția Română, să vă sprijinim pentru finalizarea acestui sediu. Vă doresc sănătate, succes și sper ca acest sediu să reușească nu numai să ofere condiții foarte bune de lucru polițiștilor, dar în special doresc ca populația să aibă condiții foarte bune, să fie deservite la standarde ridicate și foarte, foarte bune. Vă mulțumesc!